Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Târg cu produse autohtone deschis din nou la Giurgiu. Ajutoarele financiare, iarăși mărul discordiei în Consiliul Județean. De 1 martie șoferițele din Giurgiu au fost sancționate cu o floare. ADN-ul giurgiuvean își va redeschide porțile duminică după circa 3 luni de pauză. 22 de medalii pentru Clubul Sportiv Agvila la prima competiție a anului. Giurgiuvenii care doresc să-și înnoiască garderoba au la dispoziție un târg deschis în municipiu. Vorbim aici de deja binecunoscutul târg de produse autohtone de vis-a-vis de spital, care s-a redeschis la Giurgiu. De data aceasta însă, comercianții au lăsat acasă marfa destinată sezonului trecut și au venit cu îmbrăcăminte și încălțăminte de primăvară. Confecții textile, confecții din piele și din blană, încălțăminte, produse de marochinărie, articole de sport, obiecte de artizanat și diverse accesorii. Toate sunt disponibile la târgul de produse românești, organizat vis-a-vis de Spitalul Județean de Urgență. Giurgiuvenii sunt așteptați de către comercianții din mai multe zone ale țării, cu care deja s-au obișnuit de la edițiile anterioare, cu prețuri de producător și pentru toate buzunarele. Ce pot să cumpere giurgiuvenii de la dumneavoastră? Avem produse românești, haine de piele și am la prețuri foarte bune de primăvară. Am venit acum cu o colecție de primăvară și avem prețuri foarte bune. Sunt făcute la Arad, avem și de damă, de bărbați, modele clasice, modele mai sport, după fiecare buzunar. Așteptăm giurgiuvenii până duminica. Avem pantofi aici, avem prețuri de fabrică, uitați, piele interior, exterior, talpă e foarte moale, foarte flexibilă, ghetuțe la reduceri, 130. Prețul de producător, noi le producem. Așteptăm acum să vedem valul de lume. Huse de telefon, genți pentru dame și portofele bărbătești la jumătate preț. Atât, ochelari, marochinării. În general, marochinării să vin. La jumătate preț. Vânzătorii au adus cu ei încălțăminte, geci de piele, haine de blană și îmbrăcăminte din noua colecție de sezon. Marea majoritate producție proprie, cu prețuri speciale de care giurgiuvenii interesați pot profita. Cei care doresc să-și schimbe garderoba au nevoie de produse de artizanat, de uz casnic sau accesorii unicat, sunt așteptați până duminică la ora 14 la târgul produselor autohtone din zona parcului Mihai Viteazu. Invazie de polițiști marți pe șosele principale din oraș. De data asta, razia polițiștilor a avut o țintă precisă. Numai femeile au fost trase pe dreapta. Și nu pentru a fi amendate, ci pentru a li se oferi flori și mărțișoare, o acțiune devenită de altfel de mult tradiție pentru Poliția Rutieră Giurgiu. Care a fost reacția șoferițelor trase pe dreapta, aflați din materialul următor. Nu le mai trageți pe dreapta! Ne mai trageți pe dreapta. Așa ar putea fi parafrazată celebra melodie de șoferițele giurgiuvene oprite marți în trafic de polițiști. Asta pentru că motivul pentru care au fost trase pe dreapta nu a fost încălcarea vreunei legi, ci ziua de 1 martie. Poliția rutieră vrea să marcheze începutul primăverii cu o floare pentru doamnele și domnișoarele, atât conducători auto, cât pietoni și participați la trafic. Avem tradiție în acest sens, le urăm prin gestul nostru, le urăm o primăvară frumoasă, lipsită de evenimente și fără griji. Polițiștii giurgiuveni nu au stat prea mult pe gânduri și au trecut la treabă, oprind șoferițele din trafic pe bandă rulantă. Deși acțiunea polițiștilor nu mai este o noutate, devenind deja tradiție de ani buni, multe șoferițe au uitat că este 1 martie, iar reacțiile au fost pe măsură. Sărut mâinile, doamnă! Așa. V-ați speriat când ați văzut poliția rutieră? Da, puțin! Vă opri cu un scopă, ci să vă oferim o floare, un mărțișor, simbolul primăverii. Mulțumesc, cu recomandările să aveți o primăvară frumoasă, să aveți un parcurs lipsit de evenimente rutiere și fără griji în trafic. Să dăm mâinile și drum bun! Cum vi se pare gestul poliției? Foarte frumos, foarte frumos. Primul puțin e al doilea. Dar v-ați speriat puțin? Puțin, așa că nu știam ce se întâmplă, dar... O aveam. Primul mărțișor, prima floare? Primul de la fetița mea, al doilea. Nu aveți centura? Acum o pun. Am vorbit cu domnul polițist. Foarte frumos, chiar am rămas impresionată. Nu am mai... Vă așteptați la un moment că văd că nu aveți centură. Cred că
Nu cred că astăzi se face o excepție. Să aveți o primăvară frumoasă, lipsită de evenimente și tot ce vă doriți dumneavoastră. Cum vi se pare gestul polițiștilor? Foarte frumos. Aveți centura de siguranță? Bineînțeles, nici nu se pune problema altfel. E prima floare? Este prima, pe ziua de astăzi. De la polițiști? Și de la polițiști, cu atât mai frumos gestul. Repetați, v-a surprins? M-a surprins. A fost așa un pic frică? Nu. Nu, că aveți și centura, văd. Da, întotdeauna. Începutul lui martie coincide cu startul depunerii cererilor unice de plată ale fermierilor. Ca de obicei, documentele se depun la APIA, instituție care marți a organizat o conferință de presă oferind detalii despre acest subiect. Fii fermier activ, depune cererea unică de plată și poți obține sprijin financiar. APIA te așteaptă. Este numele campaniei derulate în această perioadă de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu, o campanie ce pune accent pe informarea fermierilor cu privire la depunerea cererilor unice de plată. Cam fiecare an, la 1 martie, se deschide campania de primire cereri unice de plată. Anul ăsta putem să spunem că avem un slogan: fii fermier activ, depune cererea unică și poți obține sprijin financiar. APIA te așteaptă. Obiectivul general al campaniei reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile destinate schemelor de plată, precum și la modalitatea de accesare a acestora. Cererea unică de plată este cererea de ajutor și sau sprijin, după caz, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Anul acesta, perioada de depunere este cuprinsă între 1 martie și 16 mai. Cererile unice de plată, completate de fermieri, se depun la centrele locale și județene ale instituției susmenționate. Anul ăsta va fi o campanie atipică, deși vă o să spuneți că și anul trecut v-am spus că este o campanie foarte grea. Dacă anul trecut s-a schimbat politica agricolă comună și am avut o nouă modalitate de depunere a cererilor, anul ăsta se suprapune perioada de primire a cererilor cu perioada de plată a cererilor, ceea ce înseamnă o perioadă foarte grea. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 16 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul. Ce trebuie să știe fermierii este că vom lucra în continuare cu 7 scheme de plată și 4 măsuri. Trebuie să știe că anul acesta trebuie să vină obligatoriu la data programării și ora. Dacă nu o să se prezinte la această dată și oră, riscă să vină în perioada de penalități. Anul trecut, la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Giurgiu, au fost depuse peste 13.000 de cereri unice de plată, iar angajații instituției sunt pregătiți să primească cererile din partea fermierilor în acest an. După ce au fost abandonate și ridicate de pe domeniul public pentru că deveneau un focar de infecție, chioșcurile de vânzare de carte și presă ar putea să reapară în oraș, de această dată în urma solicitării unui agent economic. Municipalitatea se ocupă de această procedură și se estimează că în curând să putem cumpăra din nou, din mai multe zone ale orașului, ziare și reviste. După ce Rodipet a dat faliment și foarte mulți proprietari de ziare au rămas cu pagube nerecuperate nici astăzi, în Giurgiu, serviciul de distribuire a presei a fost preluat de o altă firmă, care a subcontractat serviciul și părea că lucrurile merg în direcția bună. Cititorii aveau la dispoziție mai multe chioșcuri moderne de ziare, de unde își puteau cumpăra ziare, reviste, cărți sau integrame. Nu a ținut prea mult această stare de fapt și firma respectivă nu a mai putut să-și plătească dările, trăgând obloanele. Atunci, conducerea primăriei a luat decizia de a ridica acele chioșcuri până la soluționarea favorabilă a situației. După o perioadă de vreun an jumate și această firmă a intrat în faliment, nu și-a mai plătit nimic, noi suntem înscriși la masa credală și la ei cu aproape 200 de milioane de lei, iar problema cea mai mare a fost că nu s-au mai ocupat de distribuția de carte și de îngrijirea acelor chioșcuri de vânzare și au creat o situație foarte neplăcută cetățenilor din zonă. Chioșcurile respective, nepăzite, neluminate și neîngrijite, au devenit focare de infecție, au devenit WC-uri publice, mai pe românește, creind un disconfort cetățenilor care locuiau în jurul acestor chioșcuri. Drept urmare, municipalitatea, pe bună dreptate, pentru că exista și cadrul legal, a luat decizia de a evacua aceste chioșcuri,
Ele se găsesc în curtea ADPP-ului, așteptăm finalizarea procesului cu firma respectivă, pentru că nici aceste chioșcuri nu putem să le valorificăm ca să ne recuperăm banii. Ele au rămas în custodia noastră. În prezent există cereri pentru prestarea acestui serviciu de difuzare de presă în oraș pentru 6 puncte și este foarte posibil ca în curând să putem cumpăra iarăși ziarul de la chioșcul din colț. Sunt firme interesate care doresc să refacă acest, circuit și nu numai această formă de distribuție a presei scrise. Există o solicitare din partea unei firme care mai are un punct în zona pieței și care și-a depus o cerere ca să mai concesioneze, să închirieze încă 6 locații. Această firmă, în baza acestei solicitări, municipalitatea a făcut toată procedura de licitație, urmează să se publice și urmează să participe la licitație și să închirieze spațiile respective ca să monteze acele chioșcuri de ziare. Producătorii de presă spun că situația a afectat și au fost nevoiți să-și construiască propria rețea de distribuție, dar că reintegrarea pe un făgaș normal este mult așteptată, mai ales pentru segmentul de cititori care nu și-au informația din mediul virtual. Elevii de clasa 11-a și a 12-a nu vor avea manuale gratuite nici anul școlar viitor. România cere Curții Europene a Drepturilor Omului păstuirea la plată a 80 de milioane de euro, sancțiuni pentru condițiile din penitenciare. Iar cazierul și certificatul de naștere ar putea să nu mai fie cerute de instituțiile statului. Detalii în rubrica Flash. Termenul privind manualele pentru clasa a 4-a a fost extins cu o lună, însă vor ajunge pe băncile elevilor la 15 septembrie, în timp ce clasele a 11-a și a 12-a vor avea manuale gratuite, începând cu anul școlar viitor, a declarat ministrul Educației. El a precizat că, după discuțiile cu editurile, ministerul are acum garanția că manualele pentru clasa a 4-a vor fi între 1 și 10 septembrie la școli, astfel încât să fie pe 15 septembrie pe masa elevilor. Ministrul Justiției, Raluca Prună, a declarat marți că s-a făcut o solicitare către Curtea Europeană a Drepturilor Omului să amâne luarea unei decizii privind situația din penitenciare, decizie care ar obliga România să plătească aproximativ 80 de milioane de euro pentru întreținerea deținuților. România nu ar fi prima țară membră a Consiliului împotriva căreia s-ar putea pronunța o asemenea decizie pilot. Avem precedentul Italiei, iar CEDO a obligat statul italian să plătească 8 euro pe zi pentru fiecare zi de detenție, pentru toate persoanele aflate în condamnare, de la data la care au intrat în condamnare și inclusiv retroactiv. Asta înseamnă că statul italian plătește 78 de milioane de euro pe an. Pentru România, și dacă nu vor fi 8 euro pe zi și dacă spunem 4 euro pe zi, din calculele pe care noi le-am făcut, funcție de populația aflată în detenție, în jur de 28.000 de persoane, în funcție de pedepsele pe care le-au de executat, estimările noastre sunt tot cam așa, în jur de 80 de milioane de euro ar avea statul român de plătit, a declarat Raluca Prună, citată de Realitatea.net. Guvernul Cioloș intenționează să elimine birocrația din România cu ajutorul Comisiei de Tăiat Hârtii. Cristian Ghinea, consilierul de stat care s-a ocupat de Comisia de Tăiat Hârtii, a precizat că printre documentele care ar putea să dispară sunt dosarul cu șină, timbrul fiscal de la poștă, certificatul de naștere și cazierul, conform Republica.ro. Cazierul, pe lângă faptul că se cere de foarte multe ori, este și o chestiune înnebunitoare, în care te duceai la poștă pentru că îți trebuia un timbru. Pierdeai foarte mult timp. Eu personal m-am dus cu taxiul, am dat 10 lei ca să cumpăr de la poștă un timbru de 2 lei, declară Ghinea. Consilierul de stat a mai subliniat că certificatul de naștere nu mai demonstrează nimic, atâta timp cât ai buletin. Ministerul Educației își propune organizarea unui test național online pentru ocuparea funcțiilor de director de școală. Este vorba de un test de resurse umane online general, candidații care vor trece de acest test urmând să-și depună dosarele pentru concurs. În altă ordine de idei, Ministrul Educației declară că se opune desființării inspectoratelor școlare, considerând că aceste instituții și cei care le conduc sunt aproape de ceea ce se întâmplă în realitate. Încă o ședință a Consiliului Județean, încă un motiv de certuri aprinse și controverse. Toate legate de bani, ca de obicei. Mai exact, de ajutoarele financiare solicitate instituției județene. 123 de poziții avea lista ajutoarelor financiare propuse de executiv spre dezbatere consilierilor județeni.
Ca de obicei, în plenul ședinței, unii consilieri au mai propus suplimentarea acestei liste cu câteva cazuri disperate, suplimentarea aprobată. Asta nu înseamnă însă că lista cu pricina nu a fost luată la bani mărunți de unii consilieri și, tot ca de obicei, Mihnea Boerescu a fost cel care a avut semne de întrebare. Mai exact, consilierul avea 3 nemulțumiri. Consilierul dumneavoastră personal se numește pe lângă Mimi și Petre, este prenumele, iar pe lista de astăzi, la poziția numărul 45, consilierul dumneavoastră personal, eu întreb, văd că dânsul a făcut lista și și-a alocat 45 de milioane, mai mult decât oricare om din județ, la poziția 45. Iar doamna Budrincă Ionel, care vă coapără doamna directoare, doamna Budrincă Constanța, are un băiat, Budrincă Ionel, care de asemenea și-a trecut niște ajutoare la poziția numărul 15, 15 milioane. Și întrebarea mea este următoarea. Considerați că există un conflict de interese ca al dumneavoastră consilier personal și a dumneavoastră directoare să-și treacă banii pe lista de ajutoare? Asta este întrebarea mea. La poziția numărul 72, ca să vedeți legătura, există un ONG care se numește Friends to Friends, care aparține domnului Tincu, care are jurnal Giurgiu Vean, care de 4 ani de zile, e suficient să intrați pe site să vedeți care este atitudinea dânsului, iar astăzi domnul Mimi și Mustățea a acordat jurnalului național, mă rog, asociație ONG-ului Friends to Friends, 240 de milioane de lei. Pe de altă parte, imediat vă spun. De ce numere? Pe de altă, la poziția numărul 72, în punctul care discutăm chiar în secunda asta, ca să vedeți care legătură. Pe de altă parte, aceeași asociație Friends to Friends a mai primit tot de la domnul Mustățea, sau mă rog, de la domnul Mimiș, anul trecut, în luna mai 2015, încă un ajutor financiar de 160 de milioane. Aceeași asociație Friends to Friends a primit și în decembrie anul trecut încă 20 de milioane și încă n-am început să o luăm din istorie. Și acum eu vă întreb, ce părere aveți? Are legătură ce vorbesc eu acum cu această listă de ajutoare sau nu are legătură? Repet, poziția 72, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Avântul consilierului a fost tăiat relativ rapid de președintele Mustățea, care a răspuns scurt și la obiect. Primul răspuns a fost cel legat de sumele pentru asociația pe care o menționase Boerescu. Sumele la care vă referiți dumneavoastră nu au nicio legătură cu mass media. Noi avem o revistă de cultură în Giurgiu, care se numește Valahia, și la această revistă își aduce aportul cele mai mari personalități culturale din județul și din orașul nostru. Noi am fost nevoiți să preluăm această finanțare a revistei datorită faptului că până acum eu am fost finanțați de municipiul Giurgiu, de Consiliul Local. Consiliul Local a refuzat să mai finanțeze, nu știu care sunt motivele, lipsa de fonduri, mă rog, problemele lor acolo. Și eu am considerat că sprijinirea actului cultural este o datorie de onoare pentru noi. Și ce-mi pare mie rău, aici colegii ai dumneavoastră care vin la lansări de cărți și la revistă și au cu totul alt discurs și sunt colegii mei de la Partidul Național Liberal și îmi pare rău că dumneavoastră faceți, care sunteți colegul meu încă, faceți o notă discordantă, inclusiv cu ultimile declarații ale liderului partidului, care spune foarte clar că vrea să sprijine cultura și învățământul în județul Giurgiu. Consilierul Mihnea Boerescu a primit apoi lămuriri și despre celelalte două aspecte semnalate. Vă reamintesc că tot noi, Consiliul Județean, aceluiași om, Mimiș Petre, care printre altele este și doctor în știință, sau poate asta vă deranjează, că are un nivel de cunoaștere mult superior dumneavoastră, tot noi i-am mai aprobat un sprijin ca să editeze o altă carte în mandatul acesta. Și spre suspinderea mea îmi pun întrebarea. Deci sprijinul acesta e pentru carte? N-am știut. Da, e pentru carte. Și acesta e pentru carte de 45 de milioane? E prima dată să întrebați. Vă întreb acum. Da, e pentru o carte, da. Și nu eu am aprobat, a intrat în comisia respectivă pentru carte.
Da? Cine face, cine stabilește componența acelei comisii? Ați spus prin dispoziția. Conform legii, eu. Deci dumneavoastră stabiliți componența. Da. Prin dispoziție. Le-am lămurit în legătură cu doamna Budrincă. Păi dumneavoastră credeți că dacă doamna Budrincă lucrează în Consiliu, niciun membru al familiei, eu nu știu dacă Budrincă Ionel este rudă cu dânsa, nici nu mă interesează. Nu este, nu este. Deci nu este. Nu. În această situație, ar trebui să verificați prima dată când aruncați cu astfel de petarde. Discuțiile au continuat însă pe același ton încă vreo jumătate de oră, lucru care, până la urmă, i-a iritat pe unii dintre consilieri. Vă rog foarte mult să păstrăm totuși o decență și o ordine în această ședință. Nu stăm să dezgropăm morți, nu stăm să ne erijăm în purtător de cuvânt al unor colegi consilieri care nu știu să se exprime sau nu știu ce vor. Deci vă rog foarte mult, nu căutăm aici să găsim motive pentru a ataca o persoană sau altă. Vă rog. În final, supus la vot, proiectul de hotărâre a întrunit majoritatea voturilor consilierilor prezenți, adică 19 din 25, ceea ce înseamnă că a devenit hotărâre. 60 de milioane de euro este bugetul pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru un program ce vizează implementarea unor soluții pentru orașe și comunități inteligente pe proiecte de energie, transport și tehnologie informației. Giurgiu, Mihăileș și Bolintin pot depune proiecte pentru creșterea eficienței energetice. Comisia Europeană a lansat de curând cererea de propuneri de proiecte cu tema soluții pentru orașe și comunități inteligente în cadrul programului Orizont 2020, un program ce oferă un buget de 60 de milioane de euro pentru fiecare cerere. Ideea programului este înființarea unor zone cu consum redus de energie, infrastructuri integrate și mobilitate urbană sustenabilă. Pot depune proiecte pe acest nou program autoritățile publice locale, în parteneriat cu reprezentanți industriali, proiectul depus fiind realizat de 2-3 comunități sau orașe de referință. O condiție obligatorie este ca propunerile din cadrul proiectelor să fie incluse în planurile urbane integrate. Pentru acțiunile de inovare, programul Orizont 2020 acoperă 70% din bugetul proiectului depus, iar în cazul organizațiilor și instituțiilor non-profit, finanțarea este de 100%. Pot depune proiecte în cadrul acestui program european Orizont 2020, orice entitate publică sau privată, autorități publice locale din mediul urban, în parteneriat cu operatorii economici. Sesiunea vizează implementarea pe scară largă a mai multor soluții inovatoare, dar în mod special fiind vorba despre eficientizarea energetică. Astfel, primăriile orașelor Giurgiu, Mihăilești și Bolintin pot accesa astfel de proiecte, rata de cofinanțare fiind de 70% pentru acțiunile de inovare. Data limită de depunere a aplicațiilor este 5 aprilie 2016. După circa 3 luni în care nu a mai putut fi folosit la evenimente, Ateneul Giurgiuvean își va redeschide porțile duminică chiar cu un spectacol dedicat femeilor. În câteva zile, toate lucrările de conformitățile stabilite de ISU vor fi gata, la fel și actualizarea proiectului tehnic. Pentru autorități, momentul este mult așteptat, la fel și pentru publicul giurgiuvean. După ce Rodipet a dat faliment și foarte mulți proprietari de ziare au rămas cu pagube nerecuperate nici astăzi, în Giurgiu, serviciul de distribuire a presei a fost preluat de o altă firmă, care a subcontractat serviciul și părea că lucrurile merg în direcția bună. Cititorii aveau la dispoziție mai multe chioșcuri moderne de ziare, de unde își puteau cumpăra ziare, reviste, cărți sau integrame. Nu a ținut prea mult această stare de fapt și firma respectivă nu a mai putut să-și plătească dările, trăgând obloanele. Atunci, conducerea primăriei a luat decizia de a ridica acele chioșcuri până la soluționarea favorabilă a situației. După o perioadă de vreun an jumate și această firmă a intrat în faliment, nu și-a mai plătit nimic, noi suntem înscriși la masa credală și la ei cu aproape 200 de milioane de lei, iar problema cea mai mare a fost că nu s-au mai ocupat de distribuția de carte și de îngrijirea acelor chioșcuri de vânzare și au creat o situație foarte neplăcută cetățenilor din zonă. Chioșcurile respective, nepăzite, neluminate și neîngrijite, au devenit focare de infecție, au devenit WC-uri publice, mai pe românește, creând un disconfort cetățenilor care locuiau în jurul acestor chioșcuri. Drept urmare, municipalitatea, pe bună dreptate, pentru că exista și cadrul legal, a luat decizia de a evacua aceste chioșcuri. Ele se găsesc în curtea DPP-ului, așteptăm finalizarea
procesului cu firma respectivă, pentru că nici aceste chioșcuri nu putem să le valorificăm ca să ne recuperăm banii. Ele au rămas în custodia noastră. În prezent există cereri pentru prestarea acestui serviciu de difuzare de presă în oraș pentru 6 puncte și este foarte posibil ca în curând să putem cumpăra iarăși ziarul de la chioșcul din colț. Sunt firme interesate care doresc să refacă acest, circuit și nu numai această formă de distribuție a presei scrise. Există o solicitare din partea unei firme care mai are un punct în zona pieței și care și-a depus o cerere ca să mai concesioneze, să închirieze încă 6 locații. Această firmă, în baza acestei solicitări, municipalitatea a făcut toată procedura de licitație, urmează să se publice și urmează să participe la licitație și să închirieze spațiile respective ca să monteze acele chioșcuri de ziare. Producătorii de presă spun că situația a afectat și au fost nevoiți să-și construiască propria rețea de distribuție, dar că reintegrarea pe un făgaș normal este mult așteptată, mai ales pentru segmentul de cititori care nu își iau informația din mediul virtual. Vrem să câștigăm, dar nu avem candidat. Acesta este, se pare, motoul alegerilor locale al Uniunii Naționale pentru Progresul României. UNPR, căci și despre acest partid vorbim, are planuri mari la Giurgiu. Printre obiectivele electorale stabilite, conducerea partidului își propune candidați în fiecare localitate din județ și cel puțin 4 consilieri, atât locali cât și județeni. Cu 3 luni rămase până la alegerile locale, lupta electorală se încinge. Deși nu a anunțat încă cine va fi candidatul UNPR la primăria Giurgiu, președintele partidului, deputatul Viorel Teodorescu, visează frumos. Pentru municipiul Giurgiu este vorba de 4-5 consilieri. Noi sperăm că vor fi 5. Într-un anume caz, s-ar putea să fie chiar mai mult, dar noi vorbim de cazul ăla mai exact ca în politică sau ca în viață, luăm cazurile cele mai rele, nefavorabile nouă. În cele favorabile, de ce nu putem să câștigăm și primăria? În ceea ce privește județul, UNPR și-a luat angajamentul că va obține 15% din voturi. Până în prezent, conducerea partidului și-a înființat organizații în 32 de localități, urmând ca până săptămâna viitoare numărul acestora să crească până la 40. La fel ca și în cazul primăriei, nici aici UNPR nu și-a desemnat candidatul. La Consiliul Județean spun eu că 3-4 consilieri județeni sigur îi vom avea. Și sper ca, virgulă, cu sprijinul nostru atât la primăria municipiului Giurgiu, cât și la Consiliul Județean, să fim acolo în echipa câștigătoare, astfel încât să putem realiza pentru giurgiuveni acele proiecte despre care vă spunea doamna Gheorghe și despre care o să vă spună și doamna Duță mai departe. Cu nume grele în partid ca Lucian Iliescu sau Marin Anton, UNPR amână să stabilească care vor fi cei 2 candidați ai partidului pentru funcțiile de primar al municipiului și de președinte al Consiliului Județean Giurgiu. Sportivii clubului Acvila au început sezonul competițional din acest an cu dreptul. Luptătorii antrenați de Ion Chelu au participat la finalul săptămânii trecute la Cupa Spartacus, de unde s-au întors cu 22 de medalii. Surpriza a venit însă din partea sportivilor tineri, care, deși aflați la prima lor competiție, s-au descurcat excelent, unii dintre ei reușind chiar să urce pe podium. Cu 10 medalii de aur, 9 de argint și 3 de bronz s-au întors acasă sportivii clubului Acvila de la prima competiție din acest an. Elevii antrenorului Ion Chelu au participat sâmbătă la Cupa Spartacus la Jiu-Jitsu, acolo unde atât sportivii cu experiență cât și novicii au obținut rezultate pe măsura așteptărilor. Rezultatele au fost foarte bune, luând în calcul faptul că sportivii consacrați au confirmat. Avem foarte mulți sportivi care au participat în prima la competiție de această învergură, o competiție cu mulți sportivi, cu dorințe mari de a demonstra că sunt sportivi în formă și merită să meargă la lucrurile naționale. Una peste alta, așa cum am zis, repet, este o competiție care a dezvoltat foarte bună pentru clubul nostru. Eu, ca antrenor, sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat acolo. Mai sunt anumite probleme care trebuie să fie rezolvate, dar experiența, cu siguranță, va aduce un plus valoare sportivilor începători. Antrenorul giurgiuvean și-a propus ca anul acesta să promoveze cât mai mulți sportivi care nu au o experiență foarte mare
sau nu au mai participat la competiții. Cu toate că au avut de înfruntat peste 230 de sportivi de la 16 cluburi din țară, tinerii luptători au trecut cu bine peste prima lor competiție de nivel național, unii dintre ei reușind chiar să urce pe podium. Întâmplător pozitiv care apărțeam de primate, marea mălțate, 90% au urcat pe podium. Deci dorința lor de a participa și conectarea la acest eveniment a fost una pozitivă și rezultatele sunt foarte bune. De asta am spus că îi remarc în mod special pe ei, pentru că au avut curajul și dorința de a participa la o competiție națională. Luna martie se anunță una plină pentru sportivii de la Agvila, care vor participa la două competiții importante, Campionatul Național de Ușu și Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu. Reformale sau radicale au dus la încheierea celebrului război rece și, ulterior, la prăbușirea Uniunii Sovietice. Mihail Gorbaciov, președinte al Uniunii Sovietice între 1985 și 1991, împlinește astăzi 85 de ani, fiind protagonistul rubricii Memoria Zilei. Născut la 2 martie 1931, într-o familie țărănească în satul Privolnoie, de lângă Stavropol, ca fiu al lui Serghei și al Mariei, Mihail Gorbaciov a avut o copilărie grea în timpurile în care în fruntea țării s-a aflat Stalin. În ciuda originii modeste și a greutăților din tinerețe, Gorbaciov a fost un elev fruntaș în timpul școlii, arătând un interes special pentru istorie și matematică. După absolvirea cursurilor școlii din sat, Gorbaciov și-a ajutat tatăl la strângerea recoltei din acel an, o recoltă record pentru colhoz. Pentru munca depusă a fost recompensat cu Ordinul Steagul Roșu pentru muncă la vârsta de numai 16 ani, un lucru destul de neobișnuit pentru cineva așa de tânăr. Apoi și-a început cariera politică. A fost delegat la Congresul al 22-lea al Partidului Comunist din octombrie 1961, în timpul căruia Nikita Hrușciov a anunțat planul său de propulsare a țării în comunism într-o perioadă de 20 de ani și de depășire din punct de vedere economic a Statelor Unite. Gorbaciov a fost promovat în funcția de șef al Departamentului Agricol din Craina Stavropol în 1963. Pozițiile pe care le-a ocupat în organele superioare de conducere ale partidului i-au creat lui Gorbaciov noi posibilități de călătorie în străinătate. Aceste călătorii aveau să-i schimbe în mod profund viziunile politice și sociale ale viitorului lider al URSS-ului. În 1984 a călătorit în Regatul Unit, unde s-a întâlnit cu primul ministru Margaret Thatcher. În 1985, Gorbaciov a declarat că sistemul economic sovietic era osificat și că reorganizarea lui era imediat necesară. La început, reformele lui au fost cunoscute ca uscorenie, accelerare, dar mai apoi termenul perestroica, reconstrucție, a devenit mult mai popular. Reformele radicale ale perestroicăi au fost enunțate în Congresul al 27-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din februarie-martie 1986. 1988 a fost anul în care Gorbaciov avea să introducă glasnostul, prin care erau acordate noi libertăți cetățenilor sovietici, printre care o mai mare libertate a cuvântului. Acest fapt a fost o schimbare radicală, atâta timp cât cenzura guvernamentală fusese până atunci o caracteristică principală a sistemului sovietic. Controlul asupra presei a scăzut, iar mii de prizonieri politici și dizidenți au fost eliberați. Alegerile pentru Congresul Sovietelor au fost ținute în toate republicile unionale în martie și aprilie 1989. Pe 15 martie 1990 a fost ales și primul președinte executiv al URSS, în persoana lui Mihail Gorbaciov. Cu 59% din voturile deputaților, Gorbaciov a fost ales, e adevărat, fiind candidat unic. Gorbaciov este foarte bine apreciat în Occident pentru acțiunile sale care au dus la încheierea războiului rece. El este privit cu mare simpatie în Germania pentru că a permis reunificarea Germaniei. Totuși, în Rusia, reputația sa se află la cote scăzute, demonstrată în alegerile prezidențiale la care a fost candidat, datorită părerilor majorității populației, conform cărora este principalul vinovat de disoluția URSS-ului, criza economică care a urmat și pierderea statutului de superputere. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Târg cu produse autohtone deschis din nou la Giurgiu. Ajutoarele financiare, iarăși mărul discordiei în Consiliul Județean. De 1 martie șoferițele din Giurgiu au fost sancționate cu o floare. ADN-ul giurgiuvean își va redeschide porțile duminică după circa 3 luni de pauză.
22 de medalii pentru Clubul Sportiv Agvila la prima competiție a anului. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului de astăzi. Eu sunt Alexandra Preda și vă aștept și mâine la orele 19:30. La revedere!